Bine v-am găsit la știrile TV. Giugiu, iată pe scurt principalele informații ale zilei. Didactic primește salarii mărite. Evenimente culturale la Muzeul Județean. Și că aceasta cântărește greu în viață, cât cântărește o zi de școală, știu cel mai bine elevii care sunt nevoiți să aducă în spate ghiozdanele pline cu manuale și caiete. Supraîncărcate, numărul cazurilor în care cei mici ajung să aibă probleme de coloană este în creștere. Copiii care abia au pășit în clasa întâi încep de acum să simtă greutățile de pe umerii lor. Mai exact, pentru mulți, ghiozdanul plin cu caiete și cărți reprezintă mai mult o povară decât un ajutor. Pentru o zi de școală, un elev trebuie să aibă la el cel puțin două caiete și două manuale la care se adaugă și rechizitele auxiliare. Penar, numără și riglele. Copilului mai trebuie însă și o sticlă de 500 de mililitri cu apă și ceva de mâncare. Toate lucrurile cântărite nu ar trebui să depășească care i-ar pune sănătatea în pericol, însă de cele mai multe ori ghiozdanul depășește cu mult normalul, iar cei care ajung să ducă ghiozdanul
la școala numărul 4 din municipiu. Ghiozdanul său cuprinde toate aceste lucruri și recunoaște că de cele mai multe ore este cărat de către părinții săi. Ghiozdanului este și mai mare din cauza modelului ales.
privește pe bobocii claselor întâi conține 20 de ore pe săptămână. Zilnic copiii petrec la școală 4 ore, iar pentru acestea elevii trebuie să aibă în ghiozdane minim 2 caiete și 2 manuale. Există însă și zile în care numărul acestor ore este mai mare. Aceste ore am încercat să le împart echilibrat, încât efortul depus de copii să fie adecvat vârstelor. Curba de efort am atins-o în ziua de miercuri, când avem oră de comunicare matematică, limbă engleză. Cu celelalte zile, când ultimele ore sunt de educație fizică, de muzică și mișcare, vinerea avem 2 ore cu arte vizuale și cu orarul, schema orarului făcută în funcție de particularitățile de vârstă și de curba de efort a copiilor. Teoretic, un copil care cântărește 30 de kilograme trebuie să aduc în spate maxim 3 kg, adică un ghiozdan care să nu te pășească 10% din greutatea corpului. Copiii care multe cărți care legeri de probleme, dar și echipament sportiv, așa se face că numărul copiilor care ajung să aibă probleme la coloană este în creștere.
claselor pregătitoare în cazul lor, școala a pus la dispoziție cutii de depozitare a rechizitelor școlare, iar cei mici își pot lăsa fără probleme creioanele colorate și caietele în clase. Din învățământul de stat va primi cu 12% mai mult la salariu. Majorarea se va aplica de la 1 octombrie și vine ca urmare a unui amendament aprobat ieri de Senat. Familie și protecție socială. Senatorii din Comisia pentru Muncă au aprobat ieri amendarea proiectului legislativ de adoptare a de urgență 27 din 2015, în sensul că personalul nedidactic din învățământul de stat va beneficia de o majorare salarială începând cu 1 octombrie 2015. De această majorare va beneficia personalul nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inspectoratele școlare, unitățile conexe ale învățământului preuniversitar, instituțiile de învățământ superior de stat și din bibliotecile centrale universitare. Este vorba de majorarea salarială de nedidactic de la inspectorate, pentru că atunci când s-a mărirea salarială cu 12% pentru un didactic din școli și celelalte inspectorate nu au intrat. Deci acum aș pentru un didactic s-a majorat salariul cu 12%. Amendamentul a fost motivat de faptul că personalul nedidactic prin activitatea depusă contribuie la
a procesului de învățământ, fiind o componentă importantă a sistemului, o interfață între dascăli și Ministerul de Resort. Senatorii consideră că prin această reglementare se elimină discriminările existente între categoriile de personal din sistemul național de învățământ. În care a devenit clar că deputatul Florian Nicolae este hotărât să candideze pentru funcția de primar al municipiului Giurgiu, au apărut în mass media și nu numai tot felul de încercări manipulare și de intoxicare a opiniei publice. Ultima invenție a celor care încearcă din răsputeri să se atace pe deputatul Giurgiuvean a fost răspândirea unor zvonuri cunoscut de toată lumea, s-ar retrage din cursa pentru primărie. Ei bine, asta nu este adevărat, și a spus-o chiar Florian Nicolae. Și diversiunile puse la cale împotriva lui Florian Nicolae sunt lipsite de credibilitate, iar acesta nici nu le-a dat prea multă atenție. Totuși, pentru ca oamenii să fie corect informați, el are reconfirmat faptul că își păstrează de decizia, intenționează să candideze pentru funcția de primar. Dar aș vrea să asigur pe toți giurgiuvenii că sunt un om de onoare și
foarte bună. Și nu am venit în Partidul Național Liberal să dezbin. Nu am venit să fac liste pentru consilieri locali. Deputatul Giurgiu Giurgiuvean a mai arătat că desemnarea sa în funcție de președinte al organizației municipale a PNL a fost apreciată de liberali. De altfel, propunerea a venit chiar din partea conducerii anterioare a organizației. În cea de a doua serie de manifestări dedicate zilelor muzeului Giurgiu Giurgiuvean, aseară muzica și poezia închinate Doamnei au inundat una din sările muzeului Teohare Antonescu. În același spațiu s-a prezentat o expoziție de carte română bulgară și a avut loc lansarea postumă a volumului de destinul unui deportat al lui Carol Aschenbrenner. La început de toamnă, aproape de vremea înserării la ceasuri 17 anume, fix în cea de-a doua dintre zilele muzeului Giurgiuvean, muzica lansarea de carte și versurile închinate anotimpului roadelor bogate au constituit ingredientele manifestării derulate la muzeul Teohare Antonescu din Giurgiu, locul unde a fost organizată și o expoziție de carte scrise de autor români și bulgari. Pălăngeanu puse pe muzica Mihaelei Stoica au putut fi ascultate de cei prezenți în debutul acțiunii de miercuri seara.
primarul Hașem Brenner, o lucrare ce se constituie într-un veritabil document istoric, merită a fi luat în seamă de către specialiști pentru elucidarea unor neclarități în existența românilor vinovați de a fi fost români. Printre participanții la eveniment, scriitorul și editorul Ion Machidon, membru al Uniunii Scriitorilor și al Uniunii Ziariștilor din România, afirma. Avem de-a face cu un autor care a trudit care în ultimă instanță de ce să fie drept cu noi a pătrimit și poate că roadelor muncii celui care s-au ostenit au o scrie în acest demers fiica autorului Mihaela Zavici a fost sprijinită de Dunia Pălângeanu Ion Machidon și Consiliul Local asigurând fondurile necesare tipărite. Mi-am dat seama că toate aceste amintiri reprezintă o valoare. Și am considerat că considerat
programate în cea de-a doua dintre zilele muzeului. Giurgiu Giuvean au fost rudele autorului cărții lansate autorități locale, scriitori și poeți din Giurgiu, muzeograf din partea instituției. Local, dar și membrii cenacului literar Lucea Forul condus de Dunia Pălângea. Consilierul municipal Ionel Dinu este cunoscut pentru intervențiile are în ședințe, chiar dacă fără vreo legătură cu proiectele discutate. El nu a ratat nici astăzi ocazia de a oferi încă un scurt spectacol făcut în expozeu pe teme consilieri, dar nu chiar pe toți, fiindcă unul dintre ei era avizat direct. Ionel Dinu a fost târnit de intervențiile repetate ale consilierilor Poială și la un moment dat a făcut ce știe cel mai bine. Ea a amuzat pe consilier și pe ceilalți participanți la ședință cu o așa zisă lecție de lingvistică susținută cu mare hotărâre. Ionel Dinu nu s-a oprit cu una cu două. Și
nominat consilierul Dinu a demonstrat că mai are suficientă imaginație. El a mai avut câteva intervenții la fel de originale, dar destul de scurte ca să nu fie luate în seamă. Premiera Social-Democraților în ceea ce privește ale la președinte lui de partid pentru alegerea noi conduceri membrii PSD din toată țara sunt așteptați la urne duminică 11
județul și municipiul Giurgiu, deși rămâne de văzut în ce spații vor fi amplasate urnele. Pe 18 octombrie la București se va avea loc Congresul Național al PSD pentru alegerea președintelui de partid. Până atunci, însă, social-democrații vor trebui să participe la un scrutin după model britanic, adică să se prezinte la urne și să voteze președintele pe care și-l doresc. Asta în condițiile în care, în afară de Liviu Dragnea, vor exista și alți candidați. Scrutinul este programat pentru duminică 11 octombrie între orele 8:20, iar în județul Giurgiu sunt așteptați la urne circa 19.000 de membri. Acest proces electoral va funcționa exact procesul electoral național la alegerile locale. Comisie centrală organizată la sediul central la nivel județean. În primărie, cămin
decizie va fi luată în privința secțiilor din municipiul Giurgiu. Rezultatul scrutinului din 11 octombrie va fi validat la Congresul Național din 18 octombrie. Toamna se numără borcanele cu gem, zacuscă și murături din cămări, așa că gospodinele sunt în febra cumpărăturilor pentru aprovizionarea de iarnă. Gogoșarii sunt la mare căutare acum, iar prețurile nu sunt atât de mari încât să le determine pe Giurgiu Vencea să pregătească o cantitate mai mică față de anul trecut. În piața centrală din municipiu este agitație în fiecare zi, mai ales că gospodinele se gândesc că iarna se apropie și trebuie să cumpere legume pentru a le conserva. Pe lângă castraveți, ardei un plus cu varză, țelină sau morcov. Giurgiu Vencea nu uită să pună în borcane și gogoșare pe care îi consumă pur și simplu sau îi folosesc de multe ori la pregătirea salatelor. În ceea ce privește prețurile, clientele se declară mulțumite. Un kilogram de gogoșar se vinde între 2 lei și 50 de bani pe kilogram și 3 lei. Să începu să cumpărați pentru iarnă gogoșar cu conopii. Deocamdată mă uit și sâmbătă vin la cumpărături, că nu pot singură. Prețurile cum vi se par. Da, mi se par pentru început conopii, da, bine, că încă n-a ieșit. Bine la preț. Prețul. Bine. Față de anul trecut veți cumpăra mai mult sau mai puțin? Nu cumpăr
universitate pentru că așa am basele în care îmi pun murăturile pentru iarnă și toate astea. Am pus și am avut în grădine și acum încolo să încep să pun din copiat, să iau conopii, să iau gogoceat. Prețurile potrivit. Aceștia vie. Cantitățile zi. Le scam. Mars sau mai mici față de anul. 10 kilograme. Tot cât am pus și anul trecut, că suntem plinși. Nici cu prețurile destul de mici, vânzarea nu merge foarte bine, se plâng unii comercianți. În același timp, alți vânzători se consolează cu gândul că juvenii vor cumpăra până la urmă legume pentru a nu avea cămara săracă la iarnă. Pentru ne
locuințe protejate și case de familiar, dar și persoane din comunitate și au dorit să se califice în meseria de lucrător în estetica și igiena corpului omenesc. Cursurile au fost posibile datorită unui proiect cu finanțare europeană, iar beneficiarii acestora cred că viața personală, dar și a celor care au nevoie de serviciile lor va fi mai ușor. Să ne
valetică. Dobre este încredințat că toți cursanții vor trece examenul final din octombrie, iar tinerii beneficiari ai cursului cred că viața personală și a celor care vor avea nevoie de serviciile lor va fi mai ușoară. Vești bune pentru crescătorii de porci din județul Giurgiu, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultura a început eliberarea de adeverințe pentru fermierii care intenționează să acceseze credite. Suma din adeverință reprezintă 30% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Giurgiu informează că a început eliberarea de adeverință crescătorii de porci care au accesat măsura de bunăstare a porcinelor în perioada 16 iulie 16 august. Adeverințele sunt necesare celor intenționează să acceseze credite pentru finanțarea activităților curente de la băncile care au încheiat convenții cu agenția. Începând de astăzi, Apia va elibera adeverințe pentru măsura 215 plus pentru bunăstarea animalelor. Pacheta porcine. Sesiunea 1, anul 4. Aceste adeverințe vor fi eliberate în procent de 30% din valoarea cererii de convențiilor la solicitarea scrisă a fermierului, centrul județean sau local APIA va elibera o adeverință prin care confirmă faptul că beneficiarul pus cererea unică de plată pentru măsura specificată și că au fost
adeverință fermierii selectați la controlul pe teren numai după finalizarea acestor controle. API a anunțat că toate convențiile încheiate între instituție, bancă și fondul de garantare vor fi postate pe site-ul www.apia.org.ro. Lucia Hosolongin este omul de televiziune și autorul cunoscutelor reportaje din serialul Memorialul Durerii de la televiziunea națională. Jurnalist realmente de excepție, Brăila Anca s-a născut pe 24 septembrie 1904. Filmografia personală, atât producții care se constituie în veritabile mărturii istorice, dar și din cele în care realizează portretele anumitor personalități politice și la Brăila pe 24 septembrie 1941 venea pe lume Lucia Hosolongin, cunoscută publicului pentru reportajele sale cuprinse în serialul difuzate de televiziunea națională începând din 1991. Veritabilă creație menită a dezvălui dureroase adevăruri istorice din perioada comunistă, document comentariul cât și regia semnată de jurnalistul de excepție născut în Brăila de acum 74 de ani. Ce a vrut a fi memorialul durerii mai exact. Istoria celor care au luptat în
sunt circa 20 de producții considerate veritabile mărturii istorice, dar și filme prin care autoarea a realizat portretele unor personalități din sfera artei, ca de exemplu Liviu Ciulei. Tot Lucia Hosul în este deținătoarea unor importante premii, printre care și premiul special al Uniunii Cineaștilor din România. Calificat în optimile cupei României, dar asta nu înseamnă că problemele clubului s-au încheiat aici. Mai multe detalii în rubrica sport. României după un meci de relaxare cu Unirea Brânceni pe un stadion rural plin până la refuz, astfelii au făcut spectacol încă din primul minut al partidei, când roșu marchează primul gol pentru Astra. Gol primit nu îi descurajează pe jucătorii de la Brânceni, mai ales că iau un echipă pe bucă
la Dinamo, Bulă și Desculțu. După mai multe încercări eșuate de a marca, scorul se menține 0-1 până în minutul 44, când Enache marchează golul cu numărul 2 al Astralilor. După pauză, Astra se dezlă în țurie, astfel că în minutul 72, Unirea Brânceni primește golul cu numărul 3, autor Ali Bek, urmat de dubla lui Roșu, care înscrie pentru 0-5 în minutele 87 și 89. În ciuda scorului rușinos pentru Brânceni, a fost o partidă frumoasă. Stadionul a fost plin, iar Astra beneficiat și de o galerie inimoasă venită de la Giugiu, cu sprijinul grupului de firme Nova Force și Asociația Uniți pentru Giugiu. Un mesaj frumos.
participat la un spectacol, a fost ceva deosebit, inedit și pentru noi. N-am participat până acum la o deplasare într-o comună. Oamenii de acolo s-au bucurat foarte mult. Cred că a fost cea mai tare deplasare din punctul ăsta de vedere, să nu avem adversari. S-au bucurat că a văzut echipa asta, a văzut jucători din prima ligă. Asta a fost foarte frumos, goluri multe, toată lumea s-a bucurat, noi și mai mult, și am venit în Giurgiu și o să sărbătorim. După calificare, Astra întâlnește duminică acasă în Liga 1 formația Botoșani și are nevoie neapărat de victorie pentru a se menține în frunta clasamentului. Așteptăm să revină titularii. Să refac echipa care o avem în formă la ora actuală și cel mai bun atac din România, să câștigăm un scor 2-0 ar fi minunat și să fie ok. Dacă am la ultimul meci și dacă să am mâncat bătaie de la Pandurii, asta nu înseamnă că viitoarele meciuri vor fi fără victorie. Toate meciurile de acum încolo sper să fie cu victorie. Nevoie să batem, avem nevoie de victorie, trebuie să ne menținem pe primul loc și să terminăm turul pe primul loc. Înainte etapei de duminică, prima poziție a clasamentului Ligii 1 cu 21 de puncte, urmate îndeaproape de FC Viitorul cu 20 de puncte și Steaua cu 19 puncte. Adversara de duminică, FC Botoșani ocupă locul 12 cu doar 8 puncte.
puncte.
au averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantitățile de apă vor depăși local 10-15 litri pe metru pătrat și izolat 25-30 de litri pe metru pătrat vor fi condiții de grindină. Vineri la Giurgiu vremea va fi predominant frumoasă cu cer mai mult senin, vânt slab și șanse scăzute de ploaie. Maxima zilei se va situa în jurul valorii de 28 de grade, iar minima de 16 grade. Vineri în județul Giurgiu se vor înregistra 27 de grade la Bolin din Valei Mihăilești, Ghimpații, Zvoarele, Hotarele și Comana și 28 de grade Celsius la Giurgiu. Vântul va sufla cu o viteză de 4 km pe oră din direcția sud-sud-est. Presiunea atmosferică va fi de 752 mm, coloană de mercur, iar umiditatea de 73%. Apelele Dunării sunt în scădere cu 1-3 centimetri, cota probabilă fiind minus 60 centimetri. Acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu, urmează emisiunile Giurgiu înainte de toate și e timpul să vorbim. Eu sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție.